Bună seara, sunt Suada Carcuchi și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. Andrei Năstase și Alexandru Pânzari s-au îmbrâncit astăzi în fața unei direcții a IGP. Asta după ce aseară mai mulți polițiști au anunțat că susțin guvernul Sandu. Nu te atingi de mine! Nu te atingi de mine, a spus! Moneda euro este în creștere și a trecut de 20 de lei. Fluctuațiile de pe scena politică au bulversat piața valutară, spun analiștii. Un bărbat a murit, iar o femeie și copilul ei au ajuns la spital după ce un șofer a intrat cu mașina într-o stație din sectorul botanic al capitalei. Îmbrânceli între Andrei Năstase și Alexandru Pânzari, ministrul de interne din guvernul Sandu și șeful IGP numit de guvernul Filip s-au încăierat astăzi. S-a întâmplat după ce aseară un grup de polițiști de la Direcția Investigației a anunțat că susține executivul condus de Maia Sandu. Dimineața s-au făcut percheziții în birourile acestora, iar Pânzari i-a demis. Bună dimineața la toată lumea. Deci am venit aici în legătură cu... Adrian! Nu permiți. De ce împinge foarte? Deputate în Parlament să republici. Nu te atingi de mine! Nu te atingi de mine, spus! Din imagini se vede cum Andrei Năstase încearcă să intre în instituția, ușa căreia este baricadată de mascați. Este însă oprit de ofițeri și se încaieră cu Alexandru Pânzari. Ai fost demis din funcția de șef al Inspectoratului General de Poliție. Te somez să te supui unei hotărâri de guvern emise în conformitate cu Constituția și cadrul normativ al țării. Orice, dar absolut orice vei face împotriva Constituției și actelor normative va fi folosit împotriva dumneavoastră. Va fi folosit de către un procuror liber și o justiție corectă. Atunci s-o folosească, bine? S-o folosească. Ne-am înțeles. Inspectoratul General de Poliție este Gheorghe Balan. Ulterior, Năstase a încercat să intre pe geam în clădire, dar fereastra a fost închisă din interior. Presa, veniți în coace. Apoi un polițist își face apariția pe geam la etajul al doilea. Ce se întâmplă? Acolo de mici. Cine acolo? Câți oameni sunt? Închei serviciu acum, semnăm pentru anchetă de serviciu. Dați-mi o furie, aveți o furie? Poftim? O furie, aveți? Pentru? Sunt într-acolo. Sau deschidem ușa. Acolo e plin de mascați, pur și simplu. E plin de mascați. Câți oameni sunt acolo? Toată noaptea am stat aici. Ați ieșit fereastră, nu permit să ieșim pe ușă. De ce v-au aruncat în spune așa? Nu ne-au aruncat nimeni. Am ieșit fereastră, ușa este blocată de către oameni mascați, care ne interzis și astăzi să vină. Pânzare însă a negat că polițiștii ar fi fost închiși în clădire. Ei spun că au fost blocați. Vă mulțumesc, nu au fost blocați. Sunt minciuni. Sunt minciuni gogonate. Ușa la primul colaborator a fost deschis. Șeful IGP, numit de Guvernarea Democrată și demis de guvernul Sandu, a declarat că cei 6 ofițeri au fost dați afară și a fost pornită o anchetă în privința lor. În legătură cu aceasta, Inspectoratul General al Poliției a inițiat o anchetă de serviciu. Și imediat după aceasta a fost emis un ordin prin care a fost suspendat din funcție. Unul din polițiștii suspendați din funcție a spus că în birourile lor au avut loc percheziții în această dimineață. Într-un comunicat, Inspectoratul General al Poliției infirmă aceste informații și explică intervenția polițiștilor la locul incidentului prin faptul că în clădirea respectivă s-ar afla informații secrete. Respectiv, ar exista riscul unor scurgeri de informații. Scandalul are loc după ce aseară angajații direcției de
investigații, au mers la Parlament și au anunțat că susțin guvernul Sandu. Colegii mei supuși unor presiune de a se dezice de tot ce s-a spus ieri. Au fost impuși să contrasemneze un ordin semnat de domnul Pânzari, precum că suntem demiși din funcție, da? Pe perioada petrecerii unei închete de serviciu pentru care mie nu mi-e clar. Cei 6 polițiști au fost astăzi la Parlament, unde au fost tratați ca niște eroi. Deputații din blocul Acum și cei din PSRM i-au aplaudat în picioare, iar Maia Sandu i-a transmis lui Alexandru Pânzari că ar putea fi pedepsit pentru acțiunile sale. Cei 6 polițiști demiși în această dimineață de Alexandru Pânzari au fost invitați la ședința Parlamentului. Vrem să-i salutăm pe bravii polițiști și văd că mai avem și o doamnă între ei. Da, vă rog să-i salutăm, să-i aplaudăm. Aceștia au fost primiți cu ovații în plen, iar ulterior deputații i-au îndemnat să țină capul sus. Polițiștii rămân fără salarii. Cum se vor descurca în următoarea perioadă? Sau care este soluția pentru acești funcționari la stat? Patricia, există o chestiune care noi trebuie să înțelegem, că pentru toată lumea sunt un fel de sacrificiu. Și aici zic că jos pălăria. Vor fi imediat reangajați în conformitate cu legea. Vor primi salariile ulterior pentru această perioadă nelucrată. Bineînțeles, vor fi remunerați. A reacționat la incidentul de azi dimineață și Maia Sandu, care i-a transmis lui Alexandru Pânzari să se supună noii guvernări. Altfel, acesta ar risca să ajungă la închisoare pentru că ar fi intimidat anumiți polițiști, spune lidera PAST. Domnule Pânzari, sunt sigură că înțelegeți. Fiecare acțiune ilegală a dumneavoastră din aceste zile înseamnă ani grei de pușcărie pentru complicitate sau chiar participare la uzurparea puterii de stat. Sunteți gata să vă asumați acest lucru pentru un bandit? Sandu a adăugat că funcționarii din poliție au dreptul să refuze instrucțiunile primite de la șefii lor dacă le consideră ilegale. S-au pomenit într-o mare încurcătură, spun oamenii care urmăresc evenimentele politice de la Chișinău, dar recunosc că nu prea înțeleg ce se întâmplă. A și prim-ministru Sandu. La președintele Parlamentului? Filip. Oricine ar fi la guvernare, moldovenii își doresc stabilitate și un trai decent. Mai multe vedeți în jurnal. Un grav accident s-a produs astăzi la Botanica. O mașină scăpată de sub control de șofer a intrat în mulțime lângă o stație de autobuz. Un bărbat care aștepta acolo a murit după ce a fost lovit, iar o femeie și fetița ei de 2 ani aflată în Corucior au fost rănite. Tânărul de la volan a fost reținut. În imaginile surprinse de un trecător apare un bărbat care zace la pământ, iar la câțiva metri distanță poate fi văzut un cărucior făcut bucăți. Era în jurul orei 11 când un accident groaznic s-a produs pe strada Zelinski din capitală. Șoferul venea de pe strada Sarmizegetuza când în această intersecție un microbuz nu i-ar fi cedat trecerea. În acel moment șoferul a pierdut controlul asupra volanului, a intrat pe trotuar și s-a izbit într-un alt autoturism. Au trecut pe ieșirea ca să se vede mașina și de peretele cealaltă și-a trecut în coa și-a pălit omul ăsta și-a chicat peste dânsul, peste mașină a trecut și-a chicat în urma mașinii. La volanul mașinii de model Toyota era un tânăr de 22 de ani. În urma accidentului, un bărbat de 55 de ani s-a stins. Când l-a pălit pe ăsta, ăsta mai tare a fost, care a decedat aici la colț, fiindcă a fost aruncat tare în sus și-a pe urmă l-a dat în jos și el a chicat cu fața în jos. Și o femeie care se plimba cu fetița ei de 2 ani a fost lovită de mașină. Acest bărbat tocmai traversa strada când s-a întâmplat totul. Povestește că în urma impactului copilul a ajuns sub vehicul. Am luat copilul sub mașină. Eu răcânem salvarea și gata. Ședeam în iarbă, l-am pus, i-am turnat apă și s-au revenit în șir, că era fără cunoștință. Fetița a fost transportată la Spitalul pentru Copii Valentin Ignatenko. Aceasta se află în reanimare, iar starea ei este stabilă. Mama ei, de 36 de ani, este la Institutul de Medicină Urgentă cu piciorul fracturat și a ajuns pe masa de operații. Am încercat să discutăm cu șoferul Toyotei, însă acesta a refuzat să răspundă la întrebări. Mergeați cu viteză.
Șoferul a fost reținut. Potrivit poliției, el nu era în stare de ebrietate. Pe cazul dat a fost pornită o cauză penală, unde urmează să stabilim toate circumstanțele și care ar fi motivul că șoferul a derapat de pe carosabil. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă până la 7 ani de închisoare. Instabilitatea politică din țara noastră ar fi afectat piața valutară, o spun economiștii care susțin că euro crește față de leu și din cauza incertitudinii guvernamentale. Deputații pasează responsabilitatea băncii naționale, iar instituția afirmă că se întâmplă din cauza evoluțiilor pe piața internațională. Astăzi, casele de schimb valutar cumpărau un euro cu 20 de lei și 50 de bani. Cursul euro la momentul actual este în ascendență și față de dolarul Statelor Unite. Deci cursul dolarului în acest moment, ultimele câteva zile, a registrat o ușoară scădere, dar în ultima zi sau ultimul curs anunțat de Banca Națională este un pic în ascendență față de leu. Asta este un motiv de ce față de euro leul este în scădere. În același timp, indiscutabil, trebuie să luăm în considerație și situația de incertitudine din domeniul politic. Experții spun că schimbările pe piața valutară nu sunt deocamdată un motiv de alertă. Deputații au propria lor explicație. Legătură directă cu piața valutară din Moldova are Banca Națională și acele politici care regulează anume Banca Națională, care este instituția responsabilă pentru această piață valutară. Noi știm foarte bine că au fost diferite jocuri pe piața valutară. Cineva câștiga din acest lucru și cineva asta este PDM. Știm bine că guvernatorul Băncii Naționale este persoană numită de Vladimir Plahotniuc, de către PDM. Și știm foarte bine că această instituție astăzi se subordonează în regimul Plahotniuc. Purtătorul de cuvânt al democraților a refuzat să ne vorbească. Responsabilii de la Banca Națională a Moldovei susțin că euro crește din cauza evoluțiilor recente pe piața internațională și că fluctuațiile nu ar fi semnificative. Evident că sunt și repercusiuni. De aceea facem un demn către fostul guvern, către factorii decizionali din ai fostului guvern să transmită în mod pașnic, în mod civilizat, în mod corect și responsabil atribuțiunile noului guvern și cât mai curând posibil să depășim această perioadă complicată care are urmări dintre cele mai nedorite. Cursul oficial stabilit pentru astăzi de BNM este de 20 de lei și 47 de bani pentru un euro și de 18 lei și 9 bani pentru un dolar. O serie de acte ale comisiilor anterioare de anchetă privind furtul de la BEM ar fi dispărut, o spune Alexandru Slusar, președintele celei de-a treia comisii parlamentare formată pentru a găsi autorii furtului miliardului. Dacă pentru comisia Răducan sunt ceva documente, s-a păstrat, atunci pentru comisia Reidman a rămas doar hotărârea Parlamentului privind instituirea acestei comisii. Este un lucru foarte, mai mult decât suspect, dar noi vom solicita toate aceste documentele. După asta vom începe audierea mai multor persoane. Astăzi a avut loc prima ședință a noii comisii, una mai degrabă tehnică, la care s-au repartizat sarcinile. Slusar spune că de săptămâna viitoare vor fi audiate primele persoane, printre care foști și actuali deputați. Comisia de anchetă a fost formată acum 2 zile în Parlament și a fost votată de PSRM și blocul acum. Guvernul Filip a aprobat semnarea acordului de vânzare a stadionului Republican Ambasadei SUA la Chișinău. Totodată s-a decis transferul sediului Ambasadei Moldovei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. PSRM și acum vorbesc despre o încercare disperată a democraților de a câștiga simpatia străinilor. Este un gest disperat a celor care pleacă de a încerca cumva de a găsi o formulă de înțelegere cu reprezentanții Statelor Unite. Pe de parte, într-un fel ridicol, pentru că da, dacă ești sincer în aceste intenții, nu le faci de pe barca care se neacă. Disperarea și graba cu care a fost adoptată această decizie de un guvern ilegal trădează prezența evidentă a unor interese ascunse
altele decât cele naționale. Deputații blocului acum ne-au spus că guvernul Sandu va reevalua deciziile luate de executivul condus de Pavel Filip. Guvernul despre care vorbiți dumneavoastră este unul ilegitim, este unul ilegal, este anticonstituțional. Socialiștii cred că hotărârile au fost luate acum pentru că democrații vor să obțină de la americani anumite garanții pentru Vlad Plahotniuc. Purtătorul de cuvânt al PD a refuzat să comenteze. O ultima încercare a regimului de a obține susținere din afara țării. Se știe destul de bine despre relație istorică, relație între Israel și Statele Unite și se încearcă prin asemenea metode să găsească, mă rog, sprijin din afara țării. Între timp, Ministerul Israelian al Afacerilor Externe menționează că nu este sigur dacă decizia de mutare a sediului Ambasadei Republicii Moldova de la Tel Aviv la Ierusalim este în vigoare. Ținând cont de actuala criză constituțională de la Chișinău, scrie o agenție de știri din România. Iar serviciul de presă al Ambasadei SUA la Chișinău nu ne-a oferit deocamdată un comentariu în acest sens. Pe terenul fostului stadion republican, lot aprobat spre vânzare de Pavel Filip, ar urma să fie construită o nouă clădire pentru reprezentanța diplomatică americană la Chișinău. Anterior, președintele Igor Dodon refuzase să promulge legea, așa că Andrian Candu preluase interimatul funcției de șef al statului și a pus semnătura în locul lui. Pavel Filip spune că a luat aceste decizii de urgență pentru că în țară este instabilitate politică, iar el și-ar fi asumat aceste angajamente anterior. Igor Dodon s-a văzut astăzi cu trei foști judecători de la Curtea Constituțională pentru a discuta despre situația politică din țară. Potrivit președintelui, aceștia ar fi constatat unanim că șeful statului și Parlamentul au procedat corect atunci când au numit un nou guvern. Foștii magistrați consideră că deciziile recente ale curții trebuie revizuite pentru că ar fi interpretat eronat perioada de trei luni care este oferită ca termen până la necesitatea dizolvării Parlamentului. Pe 8 iunie, actualii judecători de la Curtea declarat neconstituțional decretul lui Igor Dodon, prin care o desemnează pe Sandu ca premier. Protestează pentru că așa li s-a cerut, spun oamenii care dorm în corturi în fața mai multor instituții de stat deja pentru a cincea zi, iar la Ministerul Sănătății câțiva polițiști au blocat accesul în clădire. De ce noi nu permiteți să intrăm în instituție? Este o instituție publică. Noi să intrăm în interior, că avem drept. Ce nu-i permiți? Cine e? Cui ordinele ascultați? Oamenii stau la mai multe ministere, la Procuratură și la Curtea Constituțională. Vă spunem mai multe detalii la știri. Cele două guverne, fiecare cu miniștrii săi, alegerile anticipate, iar apoi anularea lor, i-au cam zăpăcit pe oameni. Unii nu mai știu cine conduce țara și la ce să se aștepte în viitor. Fie că sunt în tabăra Sandu sau Filip, moldovenii au o singură dorință, un trai mai bun. Cine acum e prim-ministru? Noi, Filip. La președintele Parlamentului? Apoi audăm de Dodon, căci că nu e deamă. Nu pot să vă spun. A cine prim-ministru? Sandu. La președintele Parlamentului? Filip. Nici codul galben de căldură cu cele 34 de grade în termometru nu derutează atât de mult cum o face politica. Așa că oamenii strânși între două guverne își aleg propria conducere. Plahotniuc parcă face ghine, dar nu pentru toți. Pentru partea lui face ghine. Dacă eu pornit într-o parte, să duc într-o parte, dar unul se duce încolo, am bine înapoi. Dar mă trebuie să merge înainte. Îmi spui Europa unde o pornit-o ei. În stațiile de troleibuz, pe deal la Prășit sau la barul din colț, moldoveanul s-a făcut politician. Oamenii vin cu presupuneri și fac scenarii de viitor. În 28 de ani de la independență spun că numai bine nu au trăit. Conducerea s-a tot schimbat, grijile și problemele ar fi rămas neatinse. Ei se joacă cu banii. Eu trebuie compensat și obțin pensie. Dar și să mărit de pensie, dar... Azi aleg unul, mâine aleg altul, de mâine nu mai iau speranță și noi nu știm cine să alegem. Oamenii spun că la conducere merită să fie cei care se gândesc la popor și mai puțin la propriul buzunar. Investesc tot țările prin prejur, Europa și așa bani, dar nimic nu fac. La Curtea Constituțională pus-o pe Nănașa. Președintele Parlamentului a fost Finsu și fel de conducere asta. Mai avem încredere într-așa conducere. Cât despre guvernanții care i-au dezamăgit. Dacă l-au schimbat pe Filat, s-a schimbat și vremea. Și am omnit alții și iară tot. Eu urmăr de lui, mă tincă. Plahotniuc, ce va face?
Se aduce la locul lui. Cred că peste hotare. După ce l-a atât acolo. Că amândoi au fost buni. Între problemele cotidiene, oamenii pun la cale și alegerile anticipate propuse de PD, pe care le cred mai mult o risipă de bani. De ce? Dacă au fost alegeri. Cred că cheltuim banii în plus numai sau cum? Cheltuială nu mă fac cu alegerile astea, că oamenii se duc numai de formă de salier și mai tine că e dinainte. Iar unii fac presupuneri despre următoarele mutări pe tabla de șah a politicii. Nu să așteptăm noi să fie schimbări, adică de mâine sau de poi mâine sau un an. Aici avem de lucrat foarte mulți ani. Cum credeți că o să fie țara noastră peste un an? Eu să cred că și mereu. Îmi pare că să înceapă războiul mondial, nu? Să duc toată lumea din Moldova ceva trebuie de făcut. Schimbare pe libumă și. În ultimele câteva zile, răsturnările de situație pe arena politică s-au ținut lanț. Ba am avut un guvern, ba altul, ba două în același timp. La un moment dat ni s-a comunicat că vom avea alegeri anticipate, ca mai apoi decizia să fie anulată și să ni se spună că nu vom mai merge la vot. Schimbările le-au bulversat pe oameni, așa încât aceștia nu mai știu cine conduce țara. Loreta Lisnic, Pro TV. Vlad Filat a fost condamnat ilegal la 9 ani de închisoare, o spune avocatul acestuia, care susține că în primul său dosar au fost incluse documente care ar arăta că el ar fi primit bani de la firme cu care de fapt nu are nicio legătură. Fostul prim-ministru a fost condamnat după autodenunțul lui Lanșor, care susținea că i-a dat mită de 250 de milioane de dolari. Domnul Filat nu a avut parte de un proces de judecată, ci de o execuție publică, care a transmis un mesaj clar întregii societăți. Deci dacă și Vlad Filat poate să fie condamnat, atunci pe oricine îl poate aștepta această soartă. Avocatul susține că procurorii și judecătorii care l-au acuzat și condamnat au încălcat legea. Și acest proces, vă reamintesc că s-a derulat cu ușile închise, fără posibilitatea de a fi audiați martorii apărării, fără a fi efectuată o expertiză financiar-bancară care să demonstreze obiectiv rulajele financiare și beneficiarii reali ai companiilor, fără acte traduse din alte limbi. Instanța de apel a refuzat să audieze martorii apărării, nici măcar pe denunțător, pe Ilan Șor, a refuzat, deci nu l-a audiat. Munteanu susține că și lipsirea lui Filat de imunitate ar fi ilegală. El are de gând să depună o cerere de revizuire a dosarului și a solicitat ambasadelor să urmărească modul în care justiția își face treaba. Pe data de 22 decembrie 2016, Parlamentul a decis încetarea mandatului de deputat al domnului Vlad Filat, chiar dacă potrivit Curții Constituționale, mandatul de deputat încetează de drept în cazul unei condamnări printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă. Astfel, Parlamentul s-a antepronunțat cu mult înaintea Curții Supreme de Justiție, sugerând probabil decizia irevocabilă în acest caz, ceea ce este o încălcare foarte gravă. Serviciul de presă al Procuraturii ne-a spus să trimitem o solicitare în scris și ulterior vor comenta acuzațiile avocatului în adresa procurorului în dosarul de condamnare a lui Filat. Deocamdată nu am primit un răspuns. Fostul premier Vlad Filat a fost reținut pe data de 15 octombrie 2015 din Parlament, iar ulterior arestat. Filat este acuzat de corupere pasivă și trafic de influență, după ce omul de afaceri Ilan Șor a declarat că i-ar fi dat bani și bunuri în valoare de 250 de milioane de dolari. Acum pe numele lui este în desfășurare un alt dosar în care Filat este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari și riscă 10 ani de detenție. Ilan Șor, care de la declanșarea crizei politice nu a fost văzut în public, a ieșit astăzi la rampă. Deși a anunțat că și va expune părerea referitor la situația politică, el nu le-a putut spune jurnaliștilor dacă susține guvernul Sandu, precizând că o va face într-o altă conferință. Ilan Șor a ieșit din sala de conferință fără a răspunde la întrebările jurnaliștilor. De la tribună însă acesta a vorbit despre criza politică din țară. Выход только один. Выход в том, чтобы эти три партии, которые взяли на себя обязательство создать большинство, договориться, чтобы они сели за стол и нашли выход из этого политического кризиса, в который они ввергли нашу страну. Cât despre faptul că nu a făcut în tot acest timp declarații de presă, Șor a spus că nu a dispărut nicăieri și că nu a fost plecat din țară. Totodată, el nu a spus nimic despre poziția formațiunii pe care o conduce referitor la guvernul Sandu votat sâmbătă. A precizat însă că se va consulta cu membrii partidului și ulterior își va anunța decizia într-o altă conferință de presă. Ilan Șor a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare
apelare de prima instanță, fiind învinuit că ar fi obținut peste 5 miliarde de dolari de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spălat apoi prin firme offshore. El se declară nevinovat. Fostul primar de Orhei, de curând deputat în Parlament, se află în libertate, până când se va pronunța Curtea de Apel Cahul, acolo unde se tot amână ședințele. Sunt 5 zile de când mai multe instituții de stat rămân înconjurate de protestatari. Oamenii spun că stau pe poziții pentru că așa li s-a cerut. Fie că sunt la Ministerul de Externe, la cel al Finanțelor sau la Curtea Constituțională, aceștia dorm noaptea în corturi sau pe scări, iar ziua se tolănesc pe asfalt. Mai mulți polițiști stăteau de strajă la intrare în clădirea Ministerului Sănătății. Deși este o instituție publică, nu toți aveau acces. Ca să pășești pragul, era nevoie de permisiunea unui superior. De ce noi ne permiteți să intrăm în instituție? Este o instituție publică. Noi o să intrăm în interior, că avem drept. Ce nu-i permiteți? Cine e? Cui ordinele ascultați? Tot acolo erau și câțiva membri ai Partidului Democrat, care s-au arătat indignați de prezența echipei noastre. Vă salutați, măcar și parcă suntem șmani popor. Nu păzăm nimic, ne odihnim. Stăm, admirăm natura. Mergem la Ministerul de Externe, unde vedem același tablou. Intrarea era păzită de polițiști cu cagule pe cap, în timp ce în fața instituției mai mulți protestatari stăteau întinși pe iarbă verde. Unii dintre ei luau masa, iar alții dormeau. Protejăm țara, nu știu, e vândută de tălhare. Ați venit sau v-a chemat cineva? Vine... De unde ați venit? Departe, nu-ți vede. Avem o viață, vai de capul nostru. Ei au salarii mari, dar noi avem... Cu ce trăim noi? Vă gândiți? Am înțeles, dar aici cum stați? Nu este greu, ce condiții aveți? Greu, dar trebuie să ne stimăm unul pe altul. Și la Curtea Constituțională câțiva oameni și-au găsit loc pe scări sau chiar pe trotuar. Într-un filmuleț publicat pe Facebook de jurnalistul Vasile Butnaru, se vede cum mai mulți protestatari sunt aduși cu microbuzele. Dar de ce vă ascundeți? Vă rușine? De ce faceți? Păi tocmai! Bună ziua! Ați venit la prășit? Da? Dar săpile unde-s? Am înțeles. E ca un nou desant, a venit în susținerea Curții Constituționale. Bună ziua! Care-i sarcina? Dacă atacă curtea, cum vă apărați? Parul. Cu parul. Dar nu văd săpi, nu văd parul. Asta și e. Bun. Când au văzut echipa ProTV, manifestanții își ascundeau fața și nu doreau să vorbească. Pentru ce stați la Curtea Constituțională? Așa vrem. Dar pentru ce dai așa întrebări? Te întreb și eu cu tine. Poate te întreb. Hai, drum bun mai departe. Pe cine păziți? Pe tine. Am venit la oraș, m-am săturat de țară. Dar de ce vă ascundeți față? Iar și mie îmi place să ne ascund față. Eu nici somn să-mi place. Este deja a cincea zi când mai multe instituții de stat rămân înconjurate de protestatari. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită.